Sunt onorat să vă prezint un fost student de-al meu. Mulțumesc. Care acum este membru stagiar a filialei noastre și vrem să ajungă și el artist profesionist în toată regula. Un student care acum mi-a devenit și prieten. Și care mi-e drag și îl respect pentru ceea ce face, mai ales că ne introduce într-un univers aparte, un univers pe care deja îl semnalăm de câțiva ani buni în expozițiile la care le-a organizat în Iași și nu numai. Participă cu regularitate la toate manifestările organizate de filiala din Iași, cât și în anumite spații neconvenționale, cum ar fi la Palas, la Casa Corpului Didactic, la Biblioteca Centrală și în alte părți, unde efectiv ne-a frapat cu universul său, cu lucrările sale, și cu, eu știu, o anumită forță care vine atât din culoare cât și din compoziție. Este o, aș spune eu, o artă a sufletului, plină de sensibilitate, plină, știu eu, de prospețime,
lucrările sale vibrează de la una la alta și parcă se contopesc într-un final. Final care, după mine, este un final fericit pentru un tânăr ca el, de la care așteptăm în continuare să meargă mai departe. Aici ne aflăm, de fapt, în casa pictorului și atelierul care este alături. Și după cum observați, are o mulțime de lucrări și marea majoritate sunt făcute, executate în ultimii 5 ani. Ceea ce este un semn că iubește ceea ce face și se respectă și pe el însuși. Diferă, poate, zona cromatică, pentru că abordează și dominante reci, dominante calde. Da. Vibrează, de asemenea, în zonele grafiei, pentru că are și lucrări de grafică foarte interesante, dar și grafia culorilor de acril, grafia culorilor de apă, pe care le stăpânește foarte bine. Un univers, aș spune eu, aparte, care pleacă, se pare, de la o mică stângăcie, dar care duc aproape de perfecțiune. Iată universul lui Marius, univers pe care îl îndrăgim cu toții, și universul plastic, dar și pe el ca om.